scuze pentru mica întârziere, datorată traficului, în primul rând. Astăzi avem plăcerea să avem în județul Bihor pe doamna ministru Ecaterina Antonescu, președintele Comisiei de Educație din Senatul României și candidat pe listele de, pentru alegerile europarlamentare. De asemenea, este prezent la masă, alături de noi, și colegul nostru, Emilian Pavel, președintele Tineretului Social-Democrat Bihor, și totodată și candidat pe listele de europarlamentare. A venit și domnul senator Bodoc, pe care îl cunoașteți cu toți. Am avut astăzi o zi până în prezent în care am îmbinat partea de educație și de asemenea am avut și o întâlnire, un meeting politic la Salonta. A fost o întâlnire frumoasă cu colegii noștri de pe Colegiul Salonta, în sala mare a primăriei în Salonta, o întâlnire în care toată lumea s-a bucurat de prezența doamnei ministru în județul Bihor. De asemenea, dumneai a vizitat și câteva unități școlare în care a discutat cu conducerea școlilor și, sigur, a notat problemele care ar trebui rezolvate atât printr-o lege a educației, cât și prin nevoia de buget de investiții pe care o are învățământul pe universitate. La universitate, conducerea Senatului, Universității ne-a rugat ca, dacă doamna ministru este în vigor, să renunțăm la alte activități în Oradea și să participăm la o ședință festivă de Senat în care doamna ministru a ținut o conferință despre educația românească în context european. Eu aș ruga pe doamna ministru să vă adreseze câteva cuvinte, după aceea pe Emilian, după aceea să trecem la întrebări. În primul rând aș vrea să vă salut cu respect și să vă mulțumesc că ați venit la conferința de presă să vă întâlniți cu noi. Este pentru noi o onoare să purtăm un dialog cu dumneavoastră și pentru mine este o onoare să fiu astăzi în Bihor, un județ pentru care am foarte mult respect și foarte multă considerație. Am fost astăzi în Salonta și am văzut două școli în care sunt foarte multe lucruri de făcut. Este vorba de liceul agricol care cred că trebuie sprijinit să își crească performanța profesională și m-a impresionat determinarea profesorilor de acolo în această direcție. Una dintre soluții poate fi parteneriatul cu Universitatea din Oradea, cu Facultatea de Științe Agricole, pentru că au o suprafață de teren demnă de toată considerația, unde și studenții pot să facă practică și împreună să gândească soluții pentru agricultura din această zonă. M-am bucurat să-i văd pe profesori acolo vorbind despre rezultatele pe care elevii lor le au în domeniul de preocupări și de gândurile lor de a aduce spre zonă acele meserii prin școala profesională care sunt căutate și așteptate în zonă. Am fost mai amărâtă la școala românească din Salonta, care, deși este un monument de arhitectură, este într-o stare inacceptabilă și sigur că am discutat și cu primarul acest lucru extrem de nemulțumitor. Au depus un proiect pe fondurile norvegiene, oricum vom fi cu mare grijă să vedem în ce măsură reușesc aici sau nu să-i sprijin apoi să-și realizeze un proiect pe POR în așa fel încât într-o urgență să treacă la reabilitarea acestei clădiri extrem de frumoasă din punct de vedere arhitectural, dar într-o stare de degradare inacceptabilă pentru anul în care ne aflăm și cred că lucrul acesta ar fi trebuit să-i dea de gândit și primarului și să abordeze ca un primar echidistant între comunitatea maghiară și comunitatea română din orașul Salonta.
oricum vom sprijini această școală să ajungă mai repede la nivelul pe care îl merită. Copiii de acolo, din acea școală, n-au nicio vină să învețe într-o școală deloc atrăgătoare pentru ei. Am avut apoi o întâlnire cu colegii universitari pe problemele pe care le ridică, să spunem, direcția în care învățământul superior se dezvoltă la început de secolul 21 în Europa și nu numai. Și sigur, am încercat și eu să transmit și colegii de la universitate să îmi transmită nevoia de a coopera în realizarea unor, să spunem, platforme informatice de cursuri, inclusiv de videocursuri, care să crească deopotrivă platforma universităților partenere în asemenea proiecte le putem dezvolta din fonduri europene și sigur din acest punct de vedere nu ne-am putea pune altfel problema având în vedere resursele disponibile de la buget. Au fost și întrebări ale colegilor din învățământul preuniversitar și ale colegilor din învățământul superior la care am încercat să răspund cu priceperea pe care o am, cu expertiza de care dispun. A fost o discuție foarte interesantă și cred că asemenea întâlniri în care să comentăm direcțiile și obiectivele strategice pe care le-am putea aborda în viitor în universitățile din România ar putea să fie interesante pentru fiecare din universitățile participante. Am avut o discuție foarte bună, de data aceasta o discuție politică, pentru că în școli și în universitate n-am avut deloc dialog politic, ci numai dialog pe problemele tehnice legate strict de învățământ. Am avut o întâlnire politică la primăria din sala primăriei din Salonta cu colegii de organizație care a fost mai mult decât încurajatoare pentru că optimismul care se degajă de acolo, determinarea colegilor de a aduce un spor electoral important în campania care urmează și care se încheie pe 25 mai, fără îndoială că este mai mult decât încurajator. Așa cum încurajator pentru mine a fost discursul tânărului nostru coleg aflat pe listele pentru Parlamentul European, care, deși foarte tânăr, am apreciat maturitatea abordărilor și consistența abordărilor din discursul lui, ceea ce dovedește că știe ce vrea și știe ce are de făcut în momentul în care va ajunge reprezentantul României în Parlamentul European. Dacă voi putea, voi răspunde întrebărilor dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Doamna ministru, vreau să spun și pe Emilian. Ziua. Mă bucur foarte mult să mă aflu în fața dumneavoastră alături de doamna ministru și de domnul președinte, domnul senator, asociat și domnul viceprimar. Am avut o campanie foarte interesantă până acum și cu siguranță va fi una și mai intensă de acum încolo. Aș dori astăzi să vorbesc despre un eveniment care a avut loc vineri, de Ziua Europei, organizat de tineret, la care am avut onoarea să-l avem alături și pe domnul președinte Ion Mal. A fost și doamna Lia Pop, doamna profesor universitar, alături de noi și Claudia Timofte, fiind și un subiect în care dânsele au o expertiză importantă. Este vorba despre o dezbatere organizată pe tema Garanția pentru tine. Garanția pentru tine fiind un proiect al socialiștilor europeni, născut practic din nevoia mare a tinerilor de a ajunge să ocupe, să aibă un loc de muncă. Un proiect pornit în 2012, un vot final în Parlamentul European în 2013, care urmărește diminuarea procentului alarmant de șomeri în rândul tinerilor până în 25 de ani. Am pregătit și, în urma acestor dezbateri avute în cadrul primăriei, sublimarea primăriei Oradea, a rezultat o propunere de rezoluție pe care o vom înainta fiecăruia dintre dumneavoastră și pe care zilele trecute, când la Oradea au fost prezenți domnul ministru Șova, doamna ministru Pană și colega mea, cea mai tânără parlamentară din Parlamentul României, Cătălina Ștefănescu, am înaintat-o și dânșilor
cu promisiunea, cel puțin din partea Cătălinei, că în tot ceea ce înseamnă legi pe această temă, se va consulta cu noi și va încerca să implementeze cât mai multe dintre aceste propuneri. Nu vă spun și faptul că în 22, când domnul președinte al Partidului Social Democrat, premierul României, va fi la Oradea, o voi mâna și dânsului, pentru a mă asigura că ajunge exact la vârf acolo unde trebuie. Este, dacă doriți, concluzia campaniei de până acum, dar și a celelalte campanii care au trecut în ultimii ani. Tinerii au nevoie de sprijin și au nevoie de ajutor să ajungă să nu trăiască pe banii părinților, să nu trăiască pe bani pe pensia bunicilor. Este, dacă doriți, încă o posibilitate de a încuraja să rămână în țară, de a le da demnitatea să trăiască din banii lor și nu din banii părinților și a bunicilor. Aceste propuneri trebuie adaptate și trebuie găsite soluții și pentru persoane care au depășit vârsta de 50 de ani, care, din diferite motive, rămân fără loc de muncă, la fel ca și pentru un tânăr care își începe viața în domeniul de activitate și cei care își pierd locul de muncă după o anumită vârstă au probleme mari de a-și regăsi un loc de muncă și de a-și finanța viața de zi cu zi. Sunt două chestiuni care țin de social-democrație pe care eu personal doresc să le susțin în Parlamentul European, alături de alte proiecte pe care le veți găsi și le veți întâlni în materialele noastre de campanie. Vin în fața orădenilor, în fața bihorenilor. A fost astăzi și este mare onoare pentru mine ca și salontan, născut în Salonta, să vorbesc în fața colegilor din acel colegiu, alături de un om atât de important și atât de stimat de noi, alături de doamna ministru. A fost o mare onoare pentru mine și am avut, cum am și acum, emoții, dar la fel cum i-am asigurat și pe ei, vă asigur și pe dumneavoastră că voi face tot ce stă în putința mea să aduc Bihorul și Oradea și toți locuitorii acestei țări pe locul care le se cuvine în Parlamentul European sau în Europa. Mi-a plăcut și preiau, dacă îmi permite doamna ministru, ce a spus astăzi. Noi avem și putem mult mai mult decât avem imagine acum în Europa și, în Europa, și asta trebuie să facem noi acolo, să ne mândrim cu ceea ce avem mai bun și nu să denigrăm populația și țara aceasta. Vă mulțumesc foarte mult și vă stau și eu la dispoziție cu întrebări, chiar dacă majoritatea se vor îndrepta către doamna ministru. Mulțumim, Emilian, și sper că îmi dați dreptate, n-am greșit, nu? Când l-am susținut ca să fie pe listă. Dânsul va reprezenta tineretul cu cinste acolo în Parlamentul European, sigur, dacă voturile vor fi necesare pentru acest și sper să fie. Cum, dacă aveți întrebări? Domnul ministru, Radio România Cluj, Nicu Braghina, bine ați venit. Vreau să ne transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri. Un mesaj electoral. Eu cred că Radio Cluj se ascultă nu numai în județul Cluj, se ascultă în multe zone din țară, în multe județe din țară și tuturor celor care ascultă Radio Cluj le doresc din tot sufletul să se bucure de ceea ce fac în fiecare zi, să se bucure de cei dragi și să aibă încredere în cei care îi reprezintă și le susțin interesele ori personale, ori naționale, cu cinste oriunde, în țară sau neapărat. Iar electoral pentru ascultători? Evident să aibă încredere în noi, pentru că știți, astăzi am aflat că unul din liderii foarte apropiați președintelui, vorbind despre președinte, spunea minte pe precum clipește. Mi se pare absolut înfiorător și de aceea eu îmi doresc din tot sufletul ca noi să nu facem niciodată parte dintr-o asemenea categorie. Și asigur de sinceritatea noastră, de buna noastră credință și că facem ceea ce spunem. Mulțumesc! Și eu! Ați spus că primarul Salontei ar trebui să abordeze echidistant școlile. Adică, din punctul nostru de vedere, nu face asta, nu abordează echidistant școala românească de cea maghiară? Am văzut școlile maghiare, sunt reabilitate, arată absolut splendid, mai mult decât atât. Unul dintre localuri s-a împărțit între școala unde predau maghiare și școala unde se învață în limba română.
a fost reabilitată numai partea în care învață copiii maghiari. Poate că a fost doar o întâmplare, nu vreau să-i fac proces de intenție, dar cred că merită copiii români de acolo să aibă o școală reabilitată, așa cum au și copiii maghiari. Și o spun asta de pe pozițiile unui om întotdeauna echilibrat și întotdeauna și care întotdeauna s-a uitat cu echilibru și spre minoritar ca și spre majoritar. Și cât am avut funcții publice și când am acum funcții publice, mă gândesc de fiecare dată că acest lucru trebuie tratat cu foarte mare atenție și cu distanța corespunzătoare și egală între lucrurile pe care le facem pentru majoritar sau pentru minoritar. Și domnul primar Tărăc, ce v-a spus în această domnul chestie? Primar Tărăc mi-a spus că deja are de gând și că a introdus un proiect pe fondurile norvegiene de care deja v-am vorbit. Mi-aș dori din tot sufletul să fie câștigător acest proiect. Din păcate, în acest proiect este introdusă doar una dintre clădirile școlii, învață copiii în toate clădirile. I-am sugerat directoarei, doamnei director, să regândească proiectul și în situația în care nu va fi câștigător colul pe care s-a înscris, să-l introducă pe POR, dar cu toate clădirile școlii, pentru că toți copiii școlii învață și într-o clădire și în alta și ca urmare nu-i bine să nu pornim cu toate odată. Trebuie să spunem că este o școală care a fost construită în 1909, într-un fel... Nu liceu agricol. Liceu Teodor Neș. Da. Fost Oranianăș. Este o școală care, atunci când a fost construită, a fost construită cu soluțiile acelei perioade, ca urmare n-are fundație, are igrasie din cauza asta și sigur că necesită resurse importante pentru a fi adusă la standardele obișnuite pentru noi. Altfel e o construcție foarte frumoasă din punct de vedere arhitectural. Chiar frumoasă. Este Colegiul Național Teodor Neș. Acolo parțial este reabilitat doar, sau deloc. Mai acoperișul. Da. Nu, dar acest colegiu, în afară de incinta în care își desfășoară activitatea acum, mai are o clădire undeva în vecinătate, care e jumătate reabilitată, jumătate nereabilitată. Și credeți că e o întâmplare? Îmi doresc să cred că este o întâmplare. E oficială numirea domnului Avram în funcție de inspectoratul școlar, adică a venit oficială? Da, este oficială. După cum știți, un inspector interimar este numit de Ministerul Educației. El poate fi schimbat de fiecare dată când ceva profesional nu merge. Suntem în perioada cea mai delicată a anului școlar, în care se pregătesc, după simulări, se pregătesc evaluările de la clasele a doua, a patra și a șasea. Urmează evaluarea națională de la clasa a opta și examenul de bacalaureat, adică perioada cea mai dificilă a anului. Nu știm exact care au fost motivele Ministerului pentru această schimbare, dar cred, ca ministru, știu că mi-am dorit întotdeauna să-mi întăresc armata în preajma unor evenimente importante, cum sunt acestea de sfârșit de an, care implică, practic, toată populația școlară. Deci nu este o chestie politică. Au fost vorbă. Electorală. Motivația nu o știm. Nu, deci ăla n-a fost bun. A fost bun. Nu știu dacă asta este motivația. Doar ministerul știe că ce motivația a avut. Dar nu poate fi exclus. Oricum știți că este interzis să se face politică și a da o dispoziții ca elevi să participe câte o clasă din fiecare școală la anumite acțiuni cu caracter, până la urmă, politic. Vă asumați generarea acestei schimbări la ședințe jurivă, domnule? Nu într-o măsură mai mare decât articolele de ziar. Nu cred că de aici a plecat oricum. Cum eu am primit sesizarea, cred că au primit-o și alții, probabil chiar și domnul ministru a primit. Domnul Avram este membru PSD? Așa cum domnul, sau mai puțin, este membru PSD, da? Dar spre deosebire de domnul Avram, domnul Negrean
era chiar consilier local PNL. Oricum, sfatul meu pentru domnul inspector general, interimar, acum pus în funcție, este să fie extrem de atent la toate etapele care sunt strict profesionale și care se desfășoară la sfârșitul anului universitar, la sfârșitul anului școlar. Ce atribuție le-ați însupunat? Domnul Avram? Da. A fost inspector, de fapt, nu funcție, ce de fapt din câte mi-a comunicat domnul Avram, dânsul a preluat funcția ca inspector general adjunct, adică ține locul de inspector general. Asta este, așa știu eu, mai mult nu știu să răspund decât acest lucru. Adică nu a fost propriu zis o numire de un nou inspector general, ci un inspector general adjunct preia funcția, preia atribuțiile, preia atribuțiile inspectorului. Deci, practic, domnul Negrean a fost revocat din funcție. Da. Când s-a întâmplat asta? Eu azi am aflat. Domnul Negrean, eu fac acest pres. Având o poziție eligibilă pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare, este aproape sigur că veți fi ajunge acolo. Cu ce v-ar plăcea să vă ocupați acolo? Ați luat proiectul, nu știu, pentru... Toată viața mea m-am ocupat de educație și sigur că recunosc o anumită expertiză în acest domeniu. Dar, după cum știți, la nivelul Uniunii Europene, educația este de competența fiecărui stat. Există un comisar care răspunde de problemele de educație, dar din punct de vedere legislativ și al deciziilor, deciziile sunt mai degrabă naționale decât europene. Sunt puține directive care se referă la învățământ și ele se referă la ceea ce numim noi învățământul reglementat. Mă bucur că domnul decan de la Facultatea de Medicină este aici, pentru că învățământul de medicină face parte din această categorie și atunci este reglementat printr-o directivă europeană care este obligatorie și pentru România. Eu cred că cei care merg nu ca să se reprezinte pe ei, ci ca să reprezinte România acolo, au câteva obligații foarte clare. Prima obligație pe care o au este să încerce să amelioreze, aș zice, să schimbe imaginea României în Europa. Și trebuie să spunem europenilor, cu tot echilibru și cu toată priceperea de care suntem în stare, că România este o țară care are o istorie, care are o cultură, care a dat oameni de cultură Europei occidentale. Numai dacă ar fi să vorbim despre Brâncuș, despre Eugen Ionescu sau despre Eliade sau despre Cioran, ar fi suficient ca să avem pur și simplu smerenie când ne gândim la cultura pe care acești oameni au creat-o. Și ca urmare, România nu este țara care are o problemă, problema romilor, pe care trebuie să integreze. Cred că nu este numai problema României, este o problemă europeană. De acum și Europa, prin Parlamentul European, va trebui să găsească soluții integratoare la nivelul întregii comunități europene. Și de ce nu să vorbim Europei despre cetățenii români, care nu sunt cu nimic mai prejos decât cetățenii din alte țări europene. Eu refuz să cred că noi suntem o țară în care vorbim numai de analfabeți, de corupți, de hoți și așa mai departe. Eu cred că suntem și o țară care avem un sistem de educație ce trimite mii de medici, de ingineri, de profesori, de specialiști spre Europa Occidentală și trebuie să vorbim despre aceste lucruri. România este o țară cu frumusețe, cu totul și cu totul specială și trebuie să-i aducem pe cât mai mulți europeni să ne vadă la noi acasă, să înțeleagă că putem să fim cetățeni europeni egali cu ei, cu aceleași drepturi, nu suntem cetățeni de rang secund, vrem să fim cetățeni cu același rang și cu aceleași drepturi ca toți cetățenii europeni. Și poate că, dacă vom reuși să găsim sprijinul necesar, de ce nu să încercăm să susținem proiecte economice pentru România? Cum ar fi, poate, un nivel minim de salarizare la întreaga Uniune Europeană? Ca în felul acesta, măcar nivelul minim de trai să-l putem omogeniza la nivelul Uniunii Europene.
De ce nu să încercăm să atragem mai multe resurse financiare spre România? România are pentru exercițiul bugetar 2014-2020 cea mai mică alocare pe cap de locuitor. Asta ce înseamnă? Că nu s-au bătut reprezentanții noștri, nu s-au bătut suficient de mult, și aici mă refer la cel mai înalt reprezentant al nostru, pentru ca bugetul alocat României să nu fie la jumătate față de bugetul alocat următoarei țări. Noi avem 1000 de euro pe cap de locuitor, următoarea țară are 2000 de euro pe cap de locuitor. Deci cred că există foarte multe lucruri pe care un reprezentant al României poate să le susțină în Parlamentul European pentru a schimba imaginea României, evident în bine, pentru a susține interesul național. Și astăzi la Salonta mi-am adus aminte de o apreciere pe care Titulescu o face într-una din scrierile lui. Titulescu, dintr-o țară ca România, a ajuns să fie președintele Națiunilor Unite. Și s-a bătut, nu cred, pentru interesul personal, ci cât pentru interesul de a face cunoscută țara și interesele ei în contextul acesta internațional. Și spune la un moment dat într-una din scrierile lui: România va avea întotdeauna o șansă dacă își va găsi conducătorii care să-i promoveze interesele printre interesele marilor puteri. Reprezentanții noștri în Parlamentul European, cred că asta trebuie să facă. Ați vorbit și astăzi universitarilor Roden despre importanța proiectelor pe fonduri europene. Universitatea din Oradea are numeroase proiecte pe fonduri europene, cu toate astea a accesat deja un credit și este pe care să acceseze încă unul, motivând de cele mai multe ori că banii rămân blocați în aceste proiecte europene. Întrebarea mea este: în ce măsură birocrația chiar încurcă universitățile și le fac să acceseze credite, sau nici proiectele nu sunt cele mai potrivite, adică se axează pe resurse umane, nu pe dotări? Sau... Nu, universitățile sunt eligibile în câteva dintre programele care se derulează cu fonduri europene. Evident, având ca misiune formarea profesională, universitățile sunt eligibile în programul POSDRU și în foarte multe axe, practic în toate axele programului POSDRU. De aceea noi, pentru bursele doctoranzilor, pentru bursele postdoctorale, pentru practica studenților, pentru programele de masterat sau de licență, noi putem accesa fonduri europene din programul POSDRU. Putem accesa fonduri europene și sunt foarte multe universități care au făcut acest lucru din POSCCE, din programul de competitivitate. Noi la Politehnică construim acum două institute de cercetare cu fonduri europene. Un institut pe domeniul IT-ului, pentru că avem expertiză și aș îndrăzni să spun chiar performanță, și un institut care să integreze laboratoarele de care dispune Politehnica și în felul acesta să adunăm resursa umană cu competențe complementare, în așa fel încât să putem trimite spre aplicație chiar produse. Putem accesa de asemenea programul POR sau REGIO, în care suntem eligibile pentru reabilitarea clădirilor noastre de învățământ sau a căminelor pe care le avem în proprietate. Dumneavoastră, ceea ce spuneți este corect și noi ne-am frământat cu această întârziere a rambursării sumelor cerute de noi prin cererile de rambursare. De ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că în noiembrie 2011 Comisia Europeană a trimis un audit spre România. Și în urma acestui audit au rezultat o mulțime de nereguli. Din păcate, guvernul de atunci nu le-a luat în considerare, avea un termen de punere a lor pe făgașul normal, de reabilitare a derapajelor, și ca urmare ne-am trezit la preluarea guvernării de către guvernul Ponta 1, ne-am trezit în situația să fie toate programele europene suspendate. Și a durat suspendarea extraordinar de mult. A durat 9, 10, chiar 11 luni în funcție de program și de neregulile identificate în program. Acum nu mai suntem într-o asemenea situație. Guvernul a obținut chiar o prelungire a exercițiului bugetar următor cu încă 2 ani de zile. Deci resursele alocate pe exercițiul bugetar care s-a închis în 2013 pot fi cheltuite încă 2 ani după 2013, adică 2014 și 2015. În plus, se înregistrează acum o reorganizare a autorităților de management, apropo de birocrația
de care vorbeați și a organismelor intermediare. Avem un minister al fondurilor europene și de această reorganizare s-a ocupat și se ocupă în continuare domnul Teodorovici, domnul ministru Teodorovici. Eu cred că prin ceea ce și-a asumat acum guvernul față de Comisia Europeană, nu vom mai fi în situația să cerem credite și credite pe perioade lungi de timp ca să putem derula programele europene. Pentru că se impune acum, și acest angajament este european, ca rambursarea să se facă în 20 de zile, ceea ce este mai mult decât de salutat și de aplaudat. De aceea eu cred că șansa noastră a universităților, și nu numai, dar șansa noastră de dezvoltare, dacă vorbesc de universități, este accesarea fondurilor europene. Am văzut pe propria piele a universității pe care o reprezint, am văzut ce au însemnat aceste fonduri pentru Politehnica din București și suntem foarte determinați în continuare să scriem proiecte și să absorbim cât mai multe resurse din fondurile europene. Adică este, cum să vă spun, ar fi rușinos pentru noi, care avem un anumit potențial intelectual în universități, să nu învățăm să scriem proiecte care să fie câștigătoare și să aducem mai multe resurse în universități. Doamna ministru, în urmă cu câteva luni a intrat în procedura legislativă din Parlament un proiect, inițiat de un parlamentar bihorean, care propunea revenirea la stilul clasic, să zicem, de admitere pentru clasa a noua. Ați susține o asemenea revenire la ce a fost înainte sau nu? O să-mi dați voie să vă dau un răspuns puțin mai elaborat. În 2001 am venit la minister după domnul Marga și după anul 2000, în care admiterea în liceu era lăsată la latitudinea elevilor. Fiecare își putea lua dosarul și cu sau fără părinte alerga să-și caute un loc într-un liceu. Ceea ce pentru mine, un profesor la Politehnică, mi s-a părut greu de acceptat. Și atunci am găsit formula aceasta cu repartizarea computerizată, care are două aturi extraordinar de importante. Ține seama de media de la evaluarea de la clasa 8-a, care este o evaluare națională, și al doilea, care a protejat întotdeauna sistemul, pentru că acest minunat instrument la îndemâna noastră, computerul, nu are partipriuri. Și dacă n-ai medie și nu ți-ai exprimat opțiunea, nu ai cum să treci de ceea ce calculatorul respectă ad literam ca și regulă. Ceea ce a adus oarecare derapaj în sistemul de repartizare spre licee, a reprezentat ponderea poate prea mare a rezultatelor obținute de elevi în timpul gimnaziului. Pentru că o asemenea pondere de 50% a creat o presiune foarte mare pe profesorii din gimnaziu și pe notele pe care elevii le așteaptă de la profesori și presiunea părinților pe aceste note pentru a avea 50% din rezultat asigurat prin media din timpul anilor de gimnaziu. Faptul că s-a redus la 25%, după părerea mea, este un lucru favorabil și pozitiv. Examenul național, evaluarea națională, este tot un examen. Se susține pe subiecte naționale. Care ar fi atuul pe care l-ar aduce admiterea la liceu? Decât în măsura în care liceul ar face suplimentar o selecție pe profilul lui. Ar vrea să-și ia cel mai bine pregătiți elevi numai la matematică, pentru că liceul este de matematică informatică, să spunem. Dar dacă ne uităm la ce se întâmplă în Europa, e greu să presupunem că două examene care sunt în vecinătate sunt ușor depus în spatele acestor copii care au 14 ani. Totuși trebuie să ne gândim și la acest aspect. Însă reducerea ponderii notelor din timpul anilor de gimnaziu reprezintă o cale de a îmbunătăți substanțial trecerea spre liceu. După cum și posibilitatea de a se înscrie în școala profesională nu la sfârșitul clasei a 9-a, ci la sfârșitul clasei a 8-a după evaluare, reprezintă de asemenea o șansă de ameliorare a rezultatelor elevilor din liceu. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc mult! Poate ar trebui să ne gândim sau ar trebui pus în practic un plan.
mai care ați anunțat-o de asta. Dar da, acest plafon salarial minim sigur, trebuie să fie și suportabil de către economia respectivă. Este la fel de adevărat, sunteți de acord? Este la fel de adevărat. Dar dumneavoastră ați accepta la nivelul României să fie salariul minim în Bihor mai mic decât în Prahova? Ca să iau două exemple? Nu, da. Vi s-ar părea, vi s-ar părea normal? Problema practică, cum s-ar putea implementa? Deci, vedeți dumneavoastră. Părea, discuții destul de acerbe la nivel european în sensul ăsta. Da, categoric, dar sperăm ca stânga să câștige. Sperăm ca stânga să câștige și atunci să ieșim din austeritate. Dar vedeți dumneavoastră... Mai echipa sectorului privat în sensul ăsta? Nu, categoric. Eu nu cred, dacă nu ne gândim la o asemenea abordare, riscăm să avem o Europa extrem de polarizată, cu țări sărace și cu țări bogate. Iar țările bogate se vor confrunta permanent cu migrația populației din țările sărace spre țările bogate. Ori soluția este să investim și în țările mai sărace și aceste investiții să aducă bunăstare și în țările sărace și atunci nu mai apare fenomenul acesta care în primul rând îi nemulțumește pe europeni. Aduceți-vă aminte ce am trăit la începutul acestui an cu migrația care putea să n-aibă limite spre Anglia și cât dezbatere în presa londoneză a fost pe această temă. Eu cred că Europa trebuie să fie un stat, o asociație, o uniune de state care să fie cât mai omogene prin ceea ce economic. Există două discuții și aici. Nu știu dacă neapărat, pentru că să ajungem la... Dar o trecem în paranteza asta, pentru că e o altă discuție vis-a-vis de viitorul. Nu, închidem deocamdată până la discuția următoare. Așa, vreau să vă întreb dacă nu cumva această omogenizare salarială la nivel de plafon minim salarial nu ar conduce la o exportare a business-urilor în afara Uniunii Europene, adică ne-am putea trezi cu concerne mari care să meargă în afara Uniunii Europene, tocmai în căutarea de forță de muncă mai prospătică sau mai scurică. Adică dumneavoastră, în altfel spus, spuneți așa, investitorii trebuie să vină, să vină în România, că munca este mai prost plătită. Eu aș vrea să fie mai bine plătită și munca în România. Da, dar spre asta tindem. Ori noi trebuie să încercăm să susținem interesele și interesele noastre. Nu vă place nici dumneavoastră și vă asigur că de fiecare dată când văd oameni care se zbat în sărăcie, trec printr-un moment destul de trist pentru mine ca pentru orice om. Ca urmare, dacă tot reprezentăm oamenii din România, trebuie să ne batem pentru ei. Da? Și o a doua chestiune, pentru că făceați referire la alocarea pe cap de locuitor în exercițiul bugetar 2014-2020, prea mică, în opinia dumneavoastră. Este cea mai mică, nu în opinia mea, puteți să o constatați și dumneavoastră. Și căutam, dacă am înțeles bine, și ceva vinovat, făceați referire la cel mai înalt reprezentant al statului român, care nu s-a bătut destul pentru interesele naționale. Asta aș pune un asterisc. Totuși, guvernul USL, la vremea aceea, a intrat în funcție în mai 2012. Dar după cum știți, deciziile... De aceea vă întreb, considerați că președintele Băsescu ar trebui să fie cel indicat ca fiind responsabil pentru această negociere cu prioritate? După cum știți, demersurile sunt următoare. Propunerile pleacă de la Parlament și decizia finală aparține Consiliului European. De cine este reprezentată România în Consiliul European, așadar, știți, și nu vreau să pronunț nume. Așadar, Guvernul României ar trebui eludat sau scos din această ecuație, domnule, vis-a-vis de alocarea asta bugetară. Păi dacă decizia finală se ia în Consiliul European, răspunsul aveți deja. Mulțumesc și eu. Și era un domn care ținea neapărat să fie prezent acolo, chiar dacă participau șefii de guvern. Mulțumim mult! Mulțumim! Mulțumesc mult!